Misterele incredibile din Biblie. Biblia este un izvor de cunoaștere. Este piatra de temelie a creștinătății și cartea de căpătâi a mai bine de 1 miliard de credincioși din toată lumea. În același timp, traducerea sa din ebraică și greacă veche, limbajul cifrat, pasajele lipsă și modul tainic în care este scrisă, înconjoară de mister câteva dintre subiectele prezentate, subiecte care nu și-au găsit răspunsul. Iată care sunt acestea. Numele plin de taină al lui Dumnezeu. Conform tradiției evreiești, există mai multe moduri în care se face referire la Dumnezeu, dar cel corect este tetragramaton, un cuvânt cu 4 litere. El a fost scris YHWH. Această combinație de litere este menită să fie numele adevărat al lui Dumnezeu, însă nimeni nu știe cum se pronunță. Pronunția corectă a dispărut din istorie și tot ceea ce avem astăzi sunt doar presupuneri. Variante de pronunție și transcriere pot fi Yahweh, Yahweh sau Jehova. Behemoth. În Biblie, în cartea lui Iov, se vorbește despre o creatură gigantică și foarte puternică, numită Behemoth. Din descrierea ei, știm că Behemoth este un animal terestru foarte mare. Însă, în zilele noastre, nimeni nu are idee despre ce poate fi vorba. Unii cercetători au sugerat că acest animal ar putea fi un hipopotam. Alții au spus că ar fi un elefant sau chiar un dinozaur care a supraviețuit în timpurile biblice. Dar Behemoth rămâne în continuare un mister total. Anul real de naștere al lui Isus. Cele mai multe evenimente care sunt descrise de evanghelii nu sunt legate de o dată exactă, iar nașterea lui Isus nu face excepție. În Evanghelia după Luca se spune că Isus s-a născut în timpul domniei lui Irod, când a avut loc primul recensământ, ceea ce este imposibil din datele istorice cunoscute până azi. Deși Quirinius a efectuat un recensământ în jurul anilor 6-7 după Hristos, acesta nu se suprapune cu domnia lui Irod. La momentul recensământului, Irod murise de aproape un deceniu, ceea ce înseamnă că cele 2 indicii despre nașterea lui Isus se contrazic reciproc. Locul exact unde se află Arca lui Noe. Cel puțin din vremea lui Eusebiu, 275-339 după Hristos, și până astăzi, căutarea rămășițelor Arcei lui Noe a constituit un lucru fascinant pentru creștini, evrei și musulmani. Mulți consideră că locul în care s-ar afla Arca lui Noe ar fi muntele Ararat din Turcia. Deși în Geneză se menționează că Arca ar fi ajuns la Urartu, un vechi imperiu din estul Turciei, nu există nicio dovadă care să indice existența unui potop uriaș care să fie afectat vreodată această zonă. Cărțile ce sunt lipsă din Biblie. Biblia este una dintre cărțile care conțin cele mai multe cuvinte scrise vreodată, dar ea a fost mult mai cuprinzătoare. Cel puțin 17 cărți lipsesc din versiunea modernă a Bibliei și nu se știe nimic despre ce s-a petrecut cu acestea. În unele capitole din Biblie se face referire la scrieri care lipsesc. Spre exemplu, în Cronici 29 sunt menționate scrierile despre profetul Nathan și Gad și detalii despre domnia regelui David. Dar încercând să căutăm aceste capitole în Biblie, nu vom găsi nimic. La fel este și cu Cartea Războaielor Domnului, care ar conține un ciclu de poeme. Nimeni nu știe ce s-a petrecut cu aceste scrieri. La un moment dat, în istorie, ele au fost pierdute sau cineva a decis să le scoată din Cartea Sfântă. Anii pierduți ai vieții lui Isus. Viața nimănui nu a fost atât de analizată așa cum a fost cea a lui Isus. Aproape fiecare moment al existenței lui Hristos a fost interpretat de către oamenii de știință. Cu toate acestea, rămân goluri uriașe în cunoștințele noastre
despre ce a făcut Mântuitorul de la vârsta de 12 până la 30 de ani. Nu se cunoaște cu certitudine ce a făcut el în timpul adolescenței și în primii ani de tinerețe. Lipsa de informații despre această perioadă din viața lui Isus a făcut să apară sute de cărți pe această temă, toate avansând diverse ipoteze. Locul precis al crucificării lui Isus. Noul Testament apreciază crucificarea lui Isus drept evenimentul cel mai important din istoria omenirii. Dar unde a avut loc acest eveniment remarcabil? Nu se știe exact. Biblia spune că răstignirea a avut loc pe Golgota, unul dintre dealurile din afara Ierusalimului. Este unul dintre foarte puținele detalii din cele patru evanghelii care coincid. Învățații contemporani consideră că Golgota ar putea fi zona denumită astăzi Gordon's Calvary, ce a fost descoperită de britanicul Charles Gordon în apropiere de Ierusalim la sfârșitul secolului al XIX-lea. Unde sunt situate Sodoma și Gomora? Pentru păcatele locuitorilor lor, orașele Sodoma și Gomora au fost distruse de pucioasa și focul venite de la Domnul din cer. În creștinism și iudaism, numele acestor orașe au devenit sinonime cu păcatul, iar distrugerea lor cu o manifestare proverbială a mâniei lui Dumnezeu. Existența istorică a Sodomei și a Gomorei constituie încă un subiect de dispută între arheologi. Biblia indică faptul că acestea erau situate în apropierea Mării Moarte. Posibile locuri sunt siturile descoperite de Walter Rust, profesor în biologie la Texas State University, și Thomas Schaub în 1973. Alte așezări posibile ar fi Numeira, Es-Safi, Peifeh și Canazir. Ce s-a petrecut cu triburile pierdute? Cele 10 triburi pierdute ale lui Israel se referă la vechile triburi care au dispărut la sfârșitul epocii de bronz, după ce regatul lui Israel a fost distrus, robit, iar evreii au fost trimiși în exil. Acesta este un subiect care se bazează parțial pe fapte istorice autentice și documente și pe tradiția religioasă. Au existat anumite teorii bizare despre cine ar putea fi descendenții acestor triburi pierdute. Unele se referă la irlandezi, nativii americani, britanici, japonezi și chinezi. Biblia conține mesaje codate. Pe lângă mesajul spiritual evident, textul Bibliei conține informații criptate despre orice eveniment care s-a produs în trecut sau care se va petrece în viitor. Existența misteriosului cod al Bibliei a fost dovedită de doctorul Eliyahu Rips, unul dintre cei mai mari experți în teoria grupurilor. Studiul acestui cifru și rezultatele obținute au fost popularizate de cartea The Bible Code, scrisă de jurnalistul Michael Drosnin. Metoda principală prin care mesajele au fost extrase este secvența echidistantă de litere, folosindu-se de obicei textul Bibliei ebraice. Utilizarea și publicarea predicțiilor bazate pe codurile Bibliei au reușit să atragă atenția mai ales după asasinarea prim-ministrului israelian Itzhak Rabin din anul 1995, ce fusese prevăzută de Eliyahu Rips. Jurnalistul Michael Drosnin îl avertizase pe premierul israelian un an înainte, în 1994, de posibilitatea acestui eveniment tragic. Unde este Grădina Edenului? Unii oameni cred că Grădina Edenului a existat în realitate, dar majoritatea teologilor consideră că povestea este doar strict simbolică. Totuși, Biblia ne dă anumite indicii despre locul unde s-ar fi găsit, ceea ce i-a determinat pe mulți să încerce să o descopere. Există ipoteze care plasează Edenul la izvoarele râurilor Tigru și Eufrat, în Irak, în Africa sau în Golful Persic. Locul unde s-a aflat Grădina Edenului rămâne însă și astăzi un mister.
cine a fost faraonul din timpul Exodului. Capitolele de început ale cărții Exodului descriu povestea înrobirii fiilor lui Israel în Egipt, plăgile prin care Dumnezeu a forțat eliberarea acestora și scăparea evreilor din traversarea Mării Roșii. Faraonul care a domnit în Egiptul antic în acea vreme nu este numit, fiind menționat doar cu rangul său. Problema identității lui a fost subiectul mai multor speculații. Figura cel mai des menționată în cultura populară este cea a lui Ramses cel Mare, dar nu există nicio dovadă scrisă sau arheologică în acest sens. Unde este Sfântul Graal? Potrivit mitologiei creștine, Sfântul Graal a fost amfora, vasul sau cupa folosită de către Isus la cina cea de taină, recipient despre care se spune că ar poseda puteri miraculoase. Există o legendă care vorbește despre Iosif din Arimatea, un apropiat al lui Isus și cel care i-a îngropat trupul lipsit de viață, cel care a intrat în posesia Graalului după ce o apariție chiar a Mântuitorului îl ar fi înmânat. Iosif ar fi luat vasul și le-ar fi cerut apostolilor săi să îl transporte pe teritoriul Britaniei. Credința în Graal și interesul față de posibilele locuri unde s-ar putea afla nu au pălit niciodată. S-a presupus de-a lungul timpului că el ar fi în posesia mai multor grupuri. Cele mai multe suspiciuni în acest sens le-au trezit cavalerii templieri, probabil pentru că aceștia se aflau la apogeul influenței lor în perioada în care poveștile despre Graal au început să circule. Există în unele biserici cupe asupra cărora cade bănuiala că ar fi fiecare Graalul. Un astfel de exemplu este cel al Catedralei Sfânta Maria din Valencia, al cărei sfânt potir se crede că ar fi fost transportat de Sfântul Petru la Roma în primul secol și apoi în Huesca, Spania, de către Sfântul Laurențiu, în secolul al III-lea. Alte istorii susțin ideea că Graalul ar fi îngropat sub capela Roslin sau zace adânc în pivnițele turnului Sfântului Mihail, de pe dealul Glastonbury, Marea Britanie. În același timp, unele izvoare avansează ideea că membrii secreți ai unei linii de sânge oculte protejează Graalul. Unde este chivotul legământului? Chivotul legii, cum se mai numește artefactul menționat în capitolul Exodului din Biblie, reprezintă cea mai importantă comoară a poporului ales. Pentru izraeliți, el constituia cel mai sacru obiect de pe pământ, creat de Dumnezeu însuși, prin intermediul lui Moise, pe muntele Sinai. Chivotul era un cufăr masiv, poleit cu aur, lung de 118 cm, înalt și lat de 78 de centimetri, cu o pereche de mânere din lemn de o parte și de cealaltă, și cu doi heruvimi din aur, dispuși față în față cu aripile întinse deasupra capacului. Cufărul trebuia să adăpostească relicvele sacre, printre care cele două table de piatră pe care erau scrise cele 10 porunci și un vas cu mâna din cer, care căzuse spre hrana evreilor în pustie, după ce trecuseră Marea Roșie, când au fost eliberați din robia Egiptului. Ierusalimul, capitala regatului izraelian și casa templului lui Solomon, era și locul în care era găzduit chivotul legământului. În 607 înainte de Hristos, orașul a fost jefuit de către babilonieni, sute de mii de evrei fiind uciși. 70 de ani mai târziu, când izraeliții s-au întors în cetate, chivotul dispăruse. De atunci, nu se știe sigur ce s-a întâmplat cu această relicvă neprețuită, iar diferitele zvonuri au fost alimentate numai de speculații. Cum arătau animalele înaintea păcatului originar, dar omul? Zisa Domnul Dumnezeu către șarpe: pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului, pe pântecele tău să te târăști și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Fragmentul pe pântecele tău să te târăști, rostit ca o pedeapsă din partea Creatorului, face destul de evident faptul că înaintea acestei osande,
Șarpele, așa cum îl știm astăzi, arăta altfel, sau cel puțin dispunea de un mijloc de locomoție. Care să fi fost acesta? Avea oare șarpele aripi și zbura înainte să fie condamnat la o viață de târâtoare? Sau măcar niște membre cu ajutorul cărora se deplasa pe pământ, asemenea șopârlelor? Date fiind forma și dimensiunile șerpilor, indiferent de specia lor de proveniență, este destul de greu de imaginat că ar fi avut aripi sau chiar picioare. În cel mai bun caz, puteau arăta ca niște miriapozi, dar cu siguranță nici această caracteristică locomotorie nu le-ar fi înlesnit într-un mod deosebit deplasarea, astfel încât privarea de zecile de piciorușe să vină ca o damnare. Fuga lui Cain. Mai existau și alți oameni pe pământ în afară de Adam, Eva, Cain și Abel? Și cine i-a făcut? De mă izgonești acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la fața ta și voi fi zbuciumat și fugar pe pământ și oricine mă va întâlni mă va ucide, și i-a zis Domnul Dumnezeu. Nu așa, ci tot cel ce va ucide pe Cain, înseptit se va pedepsi. Și a pus Domnul Dumnezeu semn lui Cain, ca tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare. Și s-a dus Cain de la fața lui Dumnezeu și a locuit în ținutul Nod, la răsărit de Eden. După aceea a cunoscut Cain pe femeia sa și ea, zămislind, a născut pe Enoch, ne arată Geneza. Prima parte a acestei înșiruiri de versete doar ridică întrebări și lasă loc de speculații. O analiză foarte riguroasă poate genera o dezbatere pornind de la sintagmele oricine mă va întâlni și tot cel ce va ucide pe Cain, în condițiile în care Adam, Eva și Cain erau singurii oameni de pe pământ, deducând din informațiile biblice de până la acel moment. Dar cu destulă indulgență, se poate considera că atât Dumnezeu cât și Cain făceau referire la Adam, Eva și animalele de pe pământ prin cuvântul oricine, chiar dacă pare nefiresc. Dar faptul că plecând după ce l-a ucis pe Abel, Cain s-a dus în ținutul Nod, despre a cărui construire de către Dumnezeu nu se menționează nimic în prealabil, iar acolo și-a găsit pereche o femeie cu care a avut un fiu, care la rândul lui a devenit părinte, pune la îndoială foarte multe premize originale. Atât ținutul Nod, care nu avea de ce să fie catalogat astfel dacă nu era populat și, deci, format de cineva, cât și soția lui Cain sunt două elemente extrem de controversate, care, oricum ar fi interpretate, avansează ideea că în afara perechii originare, Adam și Eva, care i-au zămislit pe Cain și Abel, mai existau oameni despre a căror existență nu se menționează nimic în versetele de început din Geneză. Nu știm nimic despre femeia cu care a avut copii Cain, însă un episod incestos, fără nicio mustrare sau pedeapsă divină ulterioară, cel puțin menționată în Biblie, este prezentat foarte explicit în Vechiul Testament după episodul Sodoma și Gomora, când singurul drept credincios și supraviețuitor este Lot și cele două fiice ale sale.